Panica astăzi în centrul Constanței. Mai multe persoane au fost evacuate dintr-un bloc de pe Bulevardul Tomis după ce un apartament a fost cuprins de flăcări. Pompierii spun că în incendiu au ars materiale textile și hârtii într-o încăpere de aproximativ 9 metri pătrați. 4 persoane au fost evacuate din bloc de pompieri și alte 9 s-au autoevacuat. Pompierii au salvat și o pisică din interiorul apartamentului care a avut nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii militari constanțeni au fost solicitați prin apel la numărul unic de urgență 112 să intervină pe Bulevardul Tomis la un incendiu ce a izbucnit într-un apartament din blocul A2. Au fost alocate 2 auto speciale de stingere cu apă și spumă, autoscara, o descarcerare, precum și o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță Constanța, cauza probabilă fiind scurt circuit electric. Din imobil, colegii mei au evacuat 4 persoane, iar alte 9 s-au autoevacuat. Din apartamentul cuprins de flăcări, pompierii militari au scos o pisică intoxicată cu fum. Au predat-o colegilor de la Serviciul Județean de Ambulanță Constanța, care i-au acordat îngrijiri medicale. I-au administrat și oxigen și i-au dat apă.